o licitație inedită. Lucrări de doar 100 de euro fiecare. Deschidem noul sezon cultural al Pieței de Artă Românești cu o licitație inedită dedicată unei colecții de artă bucureștene. Suntem într-un spațiu în care merită să-ți începi o colecție de artă la Galeria Artmark. Lucrări de doar 100 de euro fiecare, aproape 500, de dimensiuni diferite și o varietate extraordinară, atât tematică cât și a autorilor lor. Poate suntem încă indeciși să începem o colecție de artă, dar cred că răspunsul va veni vizitând galeriile Artmark, unde sunt expuse cele peste, iată, în jurul meu, cele peste 500 de lucrări de artă, care pornesc la doar 100 de euro fiecare. Avem nume variate. Mă gândesc la Corneliu Baba, Samuel Mützner, Ilfoveanu, Câlția, pentru iubitorii de naturi statice, flori, de care eu personal m-am îndrăgostit, Eugenia Filoti Atanasiu, sigur este în spatele meu una dintre lucrările ei. Și apoi pânzele de la dimensiuni mici, cum spuneam, până la acele mai de ample dimensiuni, toate rămate deosebit, cu rame istorice sau rame moderne, fiecare vor satisface gustul personal al vizitatorilor. Eu am venit aici pentru că mă simt bine în primul rând. Pentru mine, Artmark este un loc unde nu muncesc, ci vizitez un muzeu în schimbare de fiecare dată.